Salut, salut! Sunt Ebolas și o să vă prezint un alt tutorial pentru UnaX. După cum spuneam, am încercat să răspund la cât mai multe cerințe de pe site. Am văzut că asta e o cerință destul de veche. Este un erou într-adevăr destul de interesant, un erou de strength. Nu prea se alege foarte, foarte des în meciurile de tip CM și CD. L-am văzut totuși ales. Este un erou demn de un tutorial aici pe site, deci o să-l prezint cu cea mai mare plăcere. O să vorbesc despre, bineînțeles, despre build order, iteme, skill-uri, cum puteți folosi acest erou, cam ce rol îndeplinește și așa mai departe. Are abilitățile Rage, Fist, Open Wounds, Infest și bineînțeles atribute. O să vă spun și cum, în ce ordine să băgați aceste skill-uri. O să vedeți chiar aici, sau o ordine recomandată pe lane, de exemplu dacă jucați cu acest erou. V-aș recomanda să începeți cu Fist, apoi la level 2 fie Open Wounds, fie Rage, depinde ce eroi aveți pe linie. O să aleg Open Wounds. La level 3 Fist, la level 4 Opusta de la level 2. Dacă ați ales Open Wounds, alegeți Rage. Dacă ați ales Rage, alegeți Open Wounds. Cum eu am ales Open Wounds, o să aleg acum la level 4 Rage. La level 5 Fist, la level 6 Infest, la level 7 tot Fist, ați maxat Fist-ul până la level 7. După care la level 8 Rage, la level 9 Rage și la level 10 Rage, ați maxat și Rage-ul. Deci până la level 9 aveți maxat Rage, de fapt până la level 10, Rage, Fist, 1 în Open Wounds și 1 în Infest. La level 11 încă 1 în Infest, la level 12 Open Wounds, 13 Open Wounds, 14 Open Wounds, la 15 1 Stats, la 16 Infest și mai departe în Stats. Cam asta este o ordine recomandată. Puteți să o schimbați, să o adaptați jocului, situației. V-am spus, în Dota foarte mult contează adversarii, meciul respectiv, situația, linia, absolut orice trebuie luat în considerare, dar cam așa se orientează în AX-ul. Trebuie maxat acest Fist pentru lifesteal foarte mare. Să aveți unul și în Open Wounds, unul și în Rage până în level 5, să puteți folosi ambele abilități. Infestul este foarte important, mai ales dacă mai farmați câțiva creep din pădure cu această abilitate. Este ok, puteți să-l folosiți chiar și în pădure și apoi Gengar, să nu stați pe linie, dar asta în meciurile de tip CM, CD, ceva mai profesioniste. Acum o să trec la item build-ul recomandat pentru acest erou. Bineînțeles, recomandat și cel mai echilibrat este Trezu, pe strength, evident. Al doilea item pe care vi l-aș recomanda să-l farmați rapid este unul pe care nu l-am mai prezentat până acum și este aproape specific pentru eroul acesta, probabil se mai face și pe Huskar, Armlet of Mordiggian. Acest item se face din rețetă, Helm of Iron Will, Glove of Haste și Blades of Attack. Pentru acest erou, itemul cel mai bun, cel mai necesar este Armlet of Mordiggian, deoarece îi dă damage, attack speed, armură, regen și foarte, foarte important e acea abilitate. Când activați armletul, îi crește brusc viața, damage-ul, attack speed-ul, deci toate atributele dinainte îi cresc, plus că iau un bonus de 25 strength și în schimb îi scade viața cu 37 HP pe secundă. O să fie puțin problematic în early sau middle game, deci vă recomand să-l activați doar atunci când intrați în rage și când vă bătesc o țintă, după aia îl dezactivați, nu e nicio problemă. Dacă totuși, după ce l-ați folosit și ați bătut un erou 2, rămâneți fără viață, folosiți infest fie pe un creep, fie pe un neutral și o să vă refaceți viața, deci nu e chiar atât de mare problemă. Dar oricum, acesta este itemul care nu trebuie să lipsească de pe NaX, este itemul cheie, Mordiggian.
să știți când să-l folosiți, o să aveți un bonus incredibil de viață, damage, armură, speed, tot ce vreți. Când ați activat itemul ăsta, sunteți zei, mai activați și rage-ul și nu vă mai atinge nimic, băteți orice ero. Un al treilea item v-aș recomanda să fie Dezolator, Stygian Dezolator. Se face evident din rețetă și două Mithril Hammers, pentru că are foarte mult damage și scade și armura adversarului. Acest item este ideal în ecuația jocului, pentru că evident voi vreți, atunci când activați Mordigianul și, mă rog, când dați cu Rage și Open Wounds, ținta să pice într-un număr cât mai mic de secunde, pentru că Rage-ul nu ține foarte mult, nici Open Wounds-ul, trebuie să aveți Attack Speed și Damage incredibil de mare. Iar Stygianul este exact ce vă trebuie în această situație. Nu este nici foarte costisitor, este un item incredibil de bun pentru eroi de DPS. Dă 60 bonus damage și scade armura adversarului cu 6, incredibil de mult. După cum puteți observa, dacă activați și acest Mordigian, deja damage-ul este infernal de mare, attack speed nu mai vorbesc, mai ales activat și rage-ul, deja este ceva de ordinul. Puteți acum, al treilea item, depinde de joc, puteți să faceți Cranium Basher sau puteți să faceți Assault Cuirass. Depinde cum vreți, eu o să fac primul Cranium Basher, pentru că mi se pare mai ușor, mai ales dacă dominați adversarul, să puneți acest Cranium Basher și vă ajută și mai mult ulterior să faceți skill-uri și să farmați pentru Cuirass. Oricum, aceste două iteme nu contează foarte mult ordinea, dar eu aleg să fie primul Cranium Basher. Este un item care se face din rețetă, un Javelin și un Belt of Giant Strength. Vă dați seama la attack speed-ul incredibil de mare al Naix-ului, damage-ul fabulos. Cranium Basher vine și el cu 40 damage, 6 strength, dar cel mai important, acea șansă de 25% să dați bash, mini-stun-ul acela, bine, nu e chiar mini-stun, este 1,4 secunde. Incredibil de bun item-ul, deja dacă aveți aceste iteme în middle-late game, dominați adversarii clar. Este foarte greu să farmați atât pe Naix, dar este realizabil, mai ales dacă dominați și pădurea de aici sau de la scori și mai farmați și pe linie, mai luați și un kill la un gang. Este absolut foarte ușor de farmat. O să fac și acel Flying Courier să mă ajute la următoarele iteme. O să urmeze, după cum vă spuneam, acel Assault Cuirass. Foarte bun itemul pe acest rău, pentru că îi dă armură, attack speed foarte, foarte mare și scade și armura adversarului, după cum vă spuneam, mai are și dezolatorul care scade armura adversarului, deci o să fie un fel de slardar cu ultimata activată pe orice țintă pasiv, ceea ce este absolut genial la acest erou, armura pe care reușește să o scadă, attack speed-ul infernal de mare, face din orice țintă un erou foarte vulnerabil. O să cumpăr aici rețeta, mai trebuie plate mail, hyper stone și chain mail. O să cumpăr toate aceste iteme de aici, dar hyper stone va trebui să-l cumpăr de la magazinul special. De asemenea, o să cumpăr și Messermic River și Vitality Booster, pentru că urmează să fac Heart of Tarrasque, ultimul item. Am ales Heart of Tarrasque pentru că îi dă bonusul acela de viață, regenul care să țină pasul cu HP-ul care scade de la Mordigian. Oricum, în late game deja Mordigianul activat permanent efectiv nu se mai simte. Are un regen atât de mare încât deja nu mai e o problemă acel item. Vedem acum cum o să fac și Heart of Tarrasque din aceste două iteme plus rețeta. Cam așa arată un AX full item, sau așa ar trebui să arate. Dacă reușiți să farmați într-un match, atât este deja prea mult. Eu v-am arătat totuși 6 iteme cu acest Armlet of Mordigian activat. O să mă depărtez de acea fântână să vedeți că viața, deși scade, se regenerează instant, deci nu mai aveți nicio problemă, puteți să-l țineți permanent activat, aveți bonus de strength incredibil, vedeți 239 bonus damage, 99 strength, 22 armură, aproape 23 bonus armură,
plus că aveți un attack speed fabulos de mare și acea șansă de bash, armor reduction, nu mai vorbesc. Deci în acest moment eroul este complet, este așa cum ar trebui să arate. Am văzut, mai ales în meciuri de tip CD și CM, în meciuri profesioniste, mă rog, la clanuri și așa mai departe, variațiuni de item build. O să vă spun și ce alte iteme se mai fac pe acest erou, să nu zică lumea că n-am prezentat și alternative. Ați putea să începeți cu radianță, foarte, foarte greu să jucați în stilul acesta, puteți să țineți un lane singur, să farmați rapid după power threads de radianță sau chiar înainte de power threads, să aveți doar un boost of speed, mă gândesc, și să farmați deja de Sacred Relic, care e 3800. Vă trebuie un skill incredibil de mare să farmați atât de bine și un lane foarte, foarte sigur sau pe 3 lane cu 2 suport care să țină adversarii să mai face și skill-uri. Dacă reușiți să puneți radianță, mai ales în pădure, puteți să farmați de radianță și nu e nicio problemă, mai ales dacă faceți cel Hands of Midas. Puteți pune radianța rapid până minutul 20, este chiar ok. După care să faceți BKB, Black King Bar. Imaginați-vă, castați Rage-ul, nu puteți să luați spell-uri, sunteți imuni timp de, mă rog, 4,75 secunde. După care castați BKB-ul, imediat după, vă mai oferă încă 10 secunde la level maxim, până la 5 secunde level minim. După care vă dați seama, se reface cooldown-ul la Rage și l-activați încă o dată. Deci aveți 4,75 secunde de la Rage, după care urmează 10 secunde de la BKB, încă 0,25 secunde până s-a făcut cooldown-ul, deci nesemnificativ, activați iar Rage-ul și mai aveți încă 4,75 secunde. Un total de aproape 20 de secunde în care nu luați niciun spell la level maxim cu BKB-ul. 20 de secunde să fiți imuni la vraje este genial. Și cum se folosește acest item build cu BKB? Puneți și un dagger. Am văzut, mai ales în combinație Slardarna X. Vă dați seama, dați Rage, săriți cu dagger-ul între ei, începeți să vă luptați, sare și Slardarul, dă un stun zonal acolo, mai dă ultimata pe cineva, dați-o pănunți pe altcineva, băteți acolo foarte bine, activați BKB-ul cum s-a terminat Rage-ul, iar nu luați spell-uri, nu vă poate scoate nimic, iar combat hit to hit nu cred că bate mai niciun erou în AX-ul, poate Ursa sau Troll în late game, dar nici măcar. Activați iar Rage-ul și vă dați seama, un număr foarte mare de secunde în care nu vă pot da nicio vrajă, voi dați open wound la cooldown la 12 secunde, la level maxim bineînțeles, și Slardarul tot așa cu sprint, stun-uri zonale, armor reduction între ei. Am văzut efectiv cum doar doi eroi, Naix și Slardar, bat o echipă întreagă, bineînțeles și Slardarul cu BKB, de aceea merge acest item de minune, BKB-ul în combinație cu dagger-ul pe Naix și cu o radianță eventual din early game, merg foarte bine. Eu v-am prezentat un item build sigur, un item build clasic, care să vă pună în valoare erou indiferent de rolul lui, fie semi-ganger, fie în pădure, fie pe linie, nu contează, acest item build este echilibrat și este foarte bun. V-am prezentat și alternativă, v-am spus și skill order-ul, cam atât despre Naix, este un erou absolut genial, mai ales în late game, devine main carry, nu prea poate să-l oprească nimic, Naix-ul dacă apucă să-și farmeze e cam GG. Asta a fost despre Naix. Acesta a fost tutorialul, sper că v-a plăcut, aștept părerile voastre și nu uitați să vizitați site-ul www.dota-vidcast.ro. Eu sunt Tebolas, ne vedem în episodul următor. La revedere!